este formatul acestor întâlniri. E ceva mai degrabă atipic. Nu s-a mai întâmplat vreodată așa ceva. Oficial, PNL-ul n-a fost consultat și nici domnul Predoiu n-a avut mandat din partea PNL-ului să reprezinte partidul la aceste consultări. Deci asta este realitatea, dacă o luăm oficial după statut și cum ar trebui să lucreze un partid mare și sănătos la cap. Sigur, dânsul știe mai bine de unde a avut mandat și de la cine, iar în ceea ce privește mascarada asta cu consultările, e clar că e o coaliție nefuncțională care, sigur, în acest moment funcționează, dar funcționează pe modul avare. Astăzi, domnul Sighear tău, astăzi s-a cerut în acea ședință pe care ați avut-o la PNL ieșirea de la guvernare. Cine sunt cei care au solicitat așa ceva, dacă ne puteți spune? Erau membri importanți? Erau mulți? Erau puțini? Sunt mai mulți colegi care spun lucrurile astea, Adrian Cosma, Florin Câțu și încă câțiva alți colegi. Însă, sigur, nu a fost un vot, n-a fost o decizie clară din partea conducerii restrânse. E clar că încă din partea conducerii restrânse a domnului Ciucă nu se dorește acest lucru. Nu înțeleg din ce motive, mai ales că dânsul a fost jignit de Ciolacu și n-am văzut să-și ceară scuze Ciolacu, e treaba lui. Dacă dorește să fie umilit, e clar că ne avem o problemă în momentul în care PSD-ul atacă direct partenerul și camaradul Marcel Ciolacu, atacă pe camaradul Nicolae Ciucă, iar nu există o reacție pe măsură din partea Partidului Național Liberal. Asta arată că PNL-ul încasează la guvernare și am spus-o de 2 ani de zile că nu este în regulă acest comportament în care PNL-ul doar încasează și PSD-ul își face făcutele. Mulțumesc. Domnul Miruță, dumneavoastră cu ce senzație ați rămas după participarea reprezentanților dumneavoastră la această consultare complet atipică de la Palatul Victoria? E doar un spectacol în care Ciolacu și Cuciucă încearcă să-și aseze viețile personale și ale colegilor de partid. Calendarul ăsta al alegerilor nu crește nici veniturile, nu oprește nici tăvălugul de taxe, nici calitatea vieții medicale nu e crescută, nici educația din școli. Deci ați fi vrut să fie consultări mai degrabă